Ortic, student în anul 3, galerie, iar sub coordonarea doamnei profesoare, lector dr. Nadia Barcuții, am realizat această lucrare care abordează utilizarea inteligenței artificiale în predarea, învățarea, respectiv evaluarea unei lecții de limbă franceză în învățământul gimnazial. După cum spunea profesoara din Boston, Mary J. Kwan, internetul este încă o tehnologie în căutarea unei strategii. În ceea ce privește introducerea în această temă, inteligența artificială reprezintă un domeniu tehnologic ce dezvoltă sisteme și mașini capabile să simuleze inteligența umană. Iar în ceea ce privește domeniul educației, vom lua în considerare doi factori esențiali, și anume relația profesor-elev, care este de cel mai multe ori o relație bazată pe sentimente de încredere și simpatie reciprocă sau, la felul opus, este chiar bazată pe antipatie, scepticism sau chiar ostilitate. Celălalt factor important reprezintă lecțiile. Acestea joacă un rol esențial în transmiterea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților elevilor. Obiectivele pe care ne le propunem să le atingem cu ajutorul acestei lucrări le-am clasat în două secțiuni. Utilizarea inteligenței artificiale în educație are ca obiective generale stimularea învățării, îmbunătățirea predării și eficientizarea evaluării. Iar ca obiective specifice își propune dezvoltarea competențelor specifice din programa școlară, respectiv a capacității de gândire logică și critică. Context. În urmă conferinței generale UNESCO, care a avut loc la Paris în noiembrie 2021, aceasta a emis un mandat, singurul mandat UNESCO, care își propune o recomandare privind etica inteligenței artificiale pentru a-i conferi o bază solidă. Printre punctele esențiale subliniate în această recomandare sunt incluziunea digitală, adică reducerea inegalităților de acces la informație și respectiv cooperarea dintre statele membre, dezvoltarea unor competențe esențiale în inteligența artificială, care includ o alfabetizare media, una informațională și una de bază, precum și abilități socio-emoționale. Un alt punct este reprezentat de dezvoltarea unor programe informative asupra progresului inteligenței artificiale, precum și de promovarea inițiativelor de cercetare. Dar, de asemenea, una dintre recomandări propune dezvoltarea unor programe de etică în inteligența artificială. Printre multiplele bune practici ale inteligenței artificiale le numărăm cele mai importante, și anume o învățare personalizată, un acces egal la educație, pentru că există numeroase aplicații care vin în ajutorul copiilor cu dizabilități, precum aplicații în text-to-speech, speech-to-text, pentru corectarea pronunției și inclusiv pentru dificultăți de descriere. Apoi, se urmărește o învățare colaborativă. Există numeroase platforme care oferă studenților mediului educațional de a avea o învățare colaborativă. Și apoi, există numeroși asistenți virtuali care pot prelua sarcinile administrative ale profesorilor, ușurându-le în acest mod sarcinile. De asemenea, există și numeroase platforme și aplicații care pot veni în ajutorul creierii de conținut, precum Mentimeter, Kahoot, Whiteboard, Babelat și altele. Pentru a putea utiliza inteligența artificială în clasă, este nevoie, în primul rând, de un ecosistem de învățare. Acesta este un cadru complex
alcătuit elevi, profesori, resurse educaționale, tehnologii, instituții educaționale, precum și comunități de învățare. Odată ce avem, dispunem de acest ecosistem de învățare, putem aplica inteligența artificială în gestionarea clasei respectiv a lecției, pentru, spre exemplu, elaborarea planurilor de lecție, controlarea echipamentelor audio-vizuale, producerea de mesaje scrise, dar și identificarea dificultăților de citire pentru copii cu nevoi speciale sau dislexici. Pentru partea practică a acestei lucrări, ne propunem să realizăm o altfel de lecție de limba franceză, organizăm într-un mod mai diferit. Aceasta este adresată clasei a 8-a și are ca subiect la peste script în amperment. Pentru momentul de captare al atenției, propunem o ședință de brainstorming, în urma căreia am realizat o prezentare vizuală a termenilor asociați preze respectiv internetul, precum puteți vedea aici, diverse termeni asociați prezei în această reprezentare. Pentru momentul de dirijare al învățării, propunem de asemenea crearea a două fișe de lucru dinamice care cuprind de evaluare stilii obiectiv de o completare cu ajutorul aplicației Worksheet, de exemplu această activitate, care utilizează instrucțiunea Pro și putem foarte simplu utiliza în modul acesta și putem vedea de asemenea rezultatele în automat. Un alt exercițiu aparte care face tot pe care l-am propus pentru această parte a lecției este un exercițiu ce cuprinde un obiectiv cu alegere multiplă în aplicația Orbol. Acesta dispune atât de o dimensiune vizuală cât și de una auditivă și este un mod foarte captivant pentru ca elevii să învețe verbele asociate acestui context. De exemplu, aici. Și răspunsurile sunt generate în mod automat. Gigi. Sau, și mă trebuie până când toți elevii vor putea parcurge tot materialul. Pentru asigurarea retenției și transferului, propunem o evaluare a nivelului cunoștințelor de prim ocază, prin semnul obiectiv cu întrebări structurate. În aplicația Learning Labs avem de asemenea o dimensiune vizuală, dar și una auditivă. De exemplu, aici. Tourne les pages d'un livre, d'un dossier ou magazin. Care pe lemne vor trebui să completeze cerințele. Și o altă evaluare am realizat un campul și cuprind anul la care am aflat like de obiectiv cu alegeri rituale. Este de asemenea un exercițiu interactiv și creativ care poate fi jucat, abordat atât în mod individual, cât și pe grupe. Ceea ce la finalul jocului se stabilește, în cazul în care acesta are formă de organizare pe grupe sau individual, se stabilește un clasament, iar elevii cumva sunt încurajați prin intermediul competiției să asimileze cunoștințe. Există numeroase avantaje ale utilizării inteligenței artificiale, printre care putem aminti reducerea subiectivității și a erorilor umane, disponibilitate, în sensul că există, pot aplicațiile, respective exercițiile pot fi utilizate non-stop, din orice loc, doar voință.
să existe. Apoi există numeroase platforme de învățare personalizată, tutoriale și asistență virtuală, feedback creat instantaneu, sunt interactive, oferă captivanță, monitorizează progresul și nu cele din urmă. Majoritatea aplicațiilor care utilizează inteligența artificială dispun și de o parte gratuită. Tot ce am realizat, toate exercițiile pe care le-am realizat în cadrul părții practice sunt gratuite. Dar, în ciuda tuturor avantajelor, există și anumite limite de care trebuie să ținem cont, cum ar fi faptul că rezultatele pot fi generate în exacticitate, deoarece inteligența artificială lucrează cu volumul de informații regăsite pe site-urile de internet, care pot fi și rezultate generate inexacte, fake news-uri. Există riscul de personalizare excesivă, dependența de tehnologie, dificultăți în aprecierea aspectelor complexe, anumite preocupări de etică și confidențialitate, care au fost în urmă conferință de la UNESCO abordate și din cauza acestora a emis acea recomandare. Dar avem, de asemenea, o limită, foarte limită, pentru că cadrele didactice, multe dintre ele nu au predispoziția spre adaptare. Concluzii. Inteligența artificială reprezintă o inițiativă promițătoare și inovatoare în crearea unor experiențe educaționale interactive și atractive. Aceasta, după cum am spus anterior, are o bază etică solidă și are ca rezultat îmbunătățirea predării, stimularea învățării, respectiv eficientizarea evaluării. Dar, cu toate acestea, este important să subliniem că, în ciuda beneficiilor pe care le aduce, inteligența artificială nu poate oferi o soluție fără riscuri în întregime în educație. De aceea este important să combinăm abilitățile tehnologice cu cele umane, metodele tradiționale, pentru a asigura un mediu educațional echilibrat și eficient. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, dacă aveți întrebări. Mulțumim frumos, mulțumesc. Thank you.